dimineața, părinte. Bună dimineața, Victor. Stă într-o livadă de vișini. Așa s-ar traduce un pic locul acesta minunat în care filmăm acum. Îmi vine să sărut fiecare piatră de aici. Până la urmă, istoria noastră, suntem la Mănăstirea Vișina. Suntem la Vișina, de partea cealaltă a Jiului. Pe n-am malul traversat. Drept, să le spunem celor care mai scriu prin manuale că malul unei ape se ia în funcție de curgerea apei. Deci pe malul drept al Jiului se află Mănăstirea Vișina. Să spun, aici prin 97 venea cu părintele Melchisedec Șuparski, o figură de arhimandrit de la Lainici, un bătrân foarte simpatic. Am slujit împreună la mănăstirea Tismana și acolo ne-am împrietenit și mi-a povestit în parte istoria mănăstirii, pe care a și scris-o într-o broșură reușită, să știi, dar care căuta documente în continuare. Acum, regăsindu-le, mi-am adus aminte de vocea lui și de atitudinea lui. El este înmormântat în cimitirul de la Lainici și eu o figură hieratică, părintele Istareț, când i-am povestit despre el și pățanile noastre împreună pe marul acesta al Jiului după inundație zdravănă, nu vreau să știi cum arăta aici. Uh-huh. A râs cu poftă că și-a adus aminte. Continuăm povestea noastră începută, da, într-un fel la altul, mănăstirea la Lainici. Filocalic pe spre volumul 1, cam așa, uh-huh, pentru că este o facere a Sfântului Nicodim, căruia îi spunem Sfântul Nicodim de la Tismană. O să intervenim acolo cu povestea vieții Sfântului Nicodim, dar să spunem că după tradiție, după ce a construit Vodița, care are și este o bijuterie de mănăstire, e un loc între izvoare cum n-am văzut decât rare ori. Un prieten de-al meu, văzând prima dată Vodița, mi-a spus că este un monument de stoicism creștin în mijlocul pădurii, o biserică de mare anvergură, ctitorită după 90 de preasfințit, actualul episcop Nicodim de la Strehaia, și eu tot râd așa, nu, parcă așa zice, Turnul Severin și Strehaia, a Turnului Severin. A fost așa o întâlnire cu cei trei frați care erau în vremea aceea ai părintele și frumusețea aceasta unei melancolii nicodimiene. Pentru că până la urmă, vezi, și aici e ca o lacrimă pe obraz. E o cetate care n-a fost părăsită de Duhul Sfânt niciodată, sunt convins de asta. Documentul care ne aduce aminte de acea prima dată de această mănăstire este semnat de Neagoe Basarab, la 14 decembrie 1514. Primul egumen cunoscut cu numele este Grigorie. E o poveste care leagă pe, de fapt, locul acesta despre prezența unor hotar ale stăpânirii mănăstirii din vechime, care sunt reamintite în vremea lui Mircea Voievod. Cu alte cuvinte, o aducere aminte a unui spațiu mai vechi decât era face ca mănăstirea să fie deja consemnată la 1514. Dar ruinele, acestea, ruinurile, cum ar zice Cârlova, lângă acestei mănăstiri sunt de la, din vremea lui Mircea cel Bătrân. Să ne aducem aminte, Mircea domnește între 1386-1418 și ceea ce este foarte interesant, hramul din tâi al bisericii este Sfânta Treime. De ce spun că e interesant? Pentru că în toată tradiția, în absolut toată tradiția bisericii ortodoxe române, indiferent de locul în care ne aflăm, Sfânta Treime este apărătoare și protectoare. Vom mai merge la o mănăstire, uh-huh, Sfânta Treime, să vezi, o să-ți placă. Mănăstirea Uceniciei și Iubirii Mele în Hristos, acolo la Strâmba de Jiu. Dar într-un fel sau altul, și aceea se leagă tot de această perioadă în care, vezi, oamenii știau să-i facă bucurii Sfintei Treimi. Știau să-i dăruiască un spațiu de genul acesta de rugăciune, de aducere aminte. Să nu uităm că e tot un spațiu filocalic. Ții minte că înainte de a pleca de la Lainici, Părintele Stareț ne-a adus aminte că Părintele Stăniloae consemnează că exista o copie a primului volum al filocaliei făcută la Lainici în timpul Sfântului Irodion. Da. Sfântul Irodion se leagă de Sfântul Calinic pe de o parte, dar pe de altă parte și de prezența aceasta a Sfântului Nicodim. Gândește că ești aici pe de o parte a muntelui și pe partea cealaltă a muntelui e prislopul, care după tradiție este și el ridicat tot de Sfântul Nicodim sau de ucenicii săi. Cu alte cuvinte, suntem în plină istoria construcției, reconstrucției și redeconstrucției, dacă vrei, unei lumini întregi. În 22 aprilie 1519, 7027 de la facerea lumii, asta pentru cei care se mai întreabă dacă biserica crede în vechimea lumii, care și notația și veche, Neagoe Vodă dă un Hristov în Pitești care confirmă stăpânirea peste jumătate din moșia Baiului și porcenii cei de la Gura Jiului. Observi ce diferență între porcenii de la Gura Jiului și Vișina? Da. Aia simți distanța. Egumen era un oarecare un arhimandrit Eftimie, care observ că ține mănăstirea tot pe partea aceasta de Jiu și el
avea să aibă martor pe jupân Barbu Ban, pe jupân Calotă Mare Vornic, pe Harvat Mare Logofot, Radu Spătarul, Dumitul Vistiernicul, Hamza Comisul, Drăghici Paharnicul, Jitian Stolnicul, Bade și Neagoie și ei postelnici. Adică i-am înșirat ca să înțelegi ce lume mărturisea că e valabilă așezarea pământului la îndemâna oamenilor. Nu s-a păstrat decât urma zidurilor acestui locaș, cam asta s-a păstrat și atât. Nu mi-aduc aminte din ce am citit până acum să spun că s-au păstrat urme de tencuială sau ceva de genul acesta, urme de pictură, nici atât, dar e clar că ne aflăm în fața unei construcții care treflate, care arată foarte limpede unde erau la nivelul anilor acelora în ceea ce privește construcția de biserici. La 19 octombrie 1994, și să știi că memoria mea păstrează momentul venirii de la punerea pietrei de temelie a noii mănăstiri a înalt preasfințitului Nestor, un arhiereu arhanghel al zonei, nu știu cum să-ți spun. Poate că vom mai vorbi despre înaltul Nestor, tot pelerinajul acesta și, din punctul meu de vedere, una dintre marile figuri duhovnicești ale țării. Dincolo de faptul că era extrem de simpatic, cel puțin cu mine și cu tinerețea mea de atunci, înaltul Nestor avea o bonomie istorică, așa, era darnic în a te învăța. El s-a întors de aici povestind, cred că ne-am întâlnit în 21 octombrie sau în 22 octombrie 94, a doua oară, și nu știu dacă nu cumva printre ultimile dăți. Avea talentul ăsta de a-ți povesti despre lucruri, despre ce s-a întâmplat. Deci aveai senzația că îți povestește cum e vișina la fața locului, nu are nicio treabă. Reînființează și Sfântul Sinod aprobă reînființarea acestei mănăstiri. De ce devine important? Devine important pentru că după 90, i-am auzit pe foarte mulți că biserica construiește prea mult. Nu reușim să reconstruim ce am avut, ăsta e adevărul. A fost foarte greu să recuperăm astfel de puncte duhovnicești ale rezistenței. Iau pe câte unii că trebuie să așteptăm un timp mai bun, perioada mai bună. Când a fost perioada bună? Și ce s-a construit în perioade foarte grele? Când a fost prigonită partea asta de lume? Nu știm despre vișina să fi fost atacată în primul război mondial sau bombardată, sau pur și simplu, cred că partea din... Deși se spune că de pe culmile vișinei de aici, de undeva au coborât, frontul a fost foarte concentrat. Noi am trecut în goană, la un moment dat, pe lângă, dacă îți aduci aminte, pe lângă monumentul generalului Dragalina. Va fi important cumva să-l surprindem în filmare, vom vedea în care dintre zilele pelerinajului nostru, tocmai pentru că acolo e locul cel mai nordic când vin spre Târgu Jiu și cel mai sudic când vin spre Ardeal, Avăii, dar pe de altă parte acolo se petrece un lucru care deschide povestea episodului nostru de săptămâna viitoare și am să o spun acolo, la casa Ecaterinei Teodoroiu. O noapte în zona Vișinei aici, către o cotă foarte apropiată, Ecaterina Teodoroiu în tranșee, frig, din calea afară de mare, era îmbrăcată în cercetaș până târziu la Peștișani, într-o bătălie se va păstra în hainele ei de copil ceva mai mărișor și stătea acolo în bivouac privind de departe dușmanul. Generalul o oprește, o întreabă dacă nu e cazul să meargă să se odihnească și a zis că ea a intrat în luptă ceva mai târziu și că trebuie să se odihnească soldații și că țara are nevoie de oameni tineri să o apere. Generalul impresionat și-a dat jos mantaua de general și a pus-o pe umeri. Cătălina se va întoarce acasă, încotro ne vom îndrepta noi imediat după mănăstire să filmăm pentru cei de acasă. Se îndreaptă spre satul ei și intră în sat îmbrăcată în manta de general. De general. Deci asta era România. Asta era România. Era România lui Nicodim, era a părintelui Rodion, era România care rezista în front și în tranșee pentru că erau crescuți copiii cu frică de Dumnezeu și cu dragoste de neam. Cum să nu-ți iubești un neam care la 1300 construia astfel de locuri în care sunt convins că se rugau, se pomeneau voievoz. Gândește-te ce sălbăticie era aici. Revin acum, spatele tău curg mașinile. Curg mașinile, se aude drumul. Dar gândește că erai într-un capăt de lume. Într-un capăt de lume. 1870 capătă un fir de drum. Știi, începe poștalionul italian să facă. De da, da, italienii da. Fac primele drumuri ca să poată să ducă mai ușor scrisori și marfă dintr-o parte într-alta. Suntem într-o lume în care istoria își cere drepturile ei. Suntem în prag de Sfântul Nicolae și poate nu strică să spunem că imaginea aceasta a Sfântului Nicodim
este una de mare dăruitor în numele Lui Hristos. De mare, mare dăruitor în numele Lui Hristos. Se trece așa, în goana mașinii și poate puțini nu surprinzi. Acum este o curte care, în care poți să-ți protejezi și să parchezi mașina. E un mic podeț și apoi se urcă foarte puțin până la locul acesta. Eu, colegii cred că vor prinde imagini din actuala mănăstire cu biserica ei, cu paraclisul, cu ceea ce înseamnă corpul de chilii. O frumusețe, o frumusețe. Eu sunt convins că Sfântul Nicodim zâmbește de dincolo de, de împărăția luminii acestea, în lumina cea necreată, pentru că se păstrează, revin, firul acesta al isihiei, al, al liniștii, dincolo de nebunia lumii. E singurul medicament care îl avem la îndemână. Observ că de când filmăm, nu ne-am stresat pentru că e liniște. Da, da. Nu da, ni da. Se întâmplă nimic care să deranjeze adâncul inimii noastre. Foarte frumos a spus că e singurul medicament care cu adevărat ne, ne tratează. Acesta, la liniștii, a rugăciunii, al sfințeniei și... A unei liniști care se roagă. Și se spune că singurul zgomot pe care îl îngăduie rugăciunea inimii este zgomotul inimii. Despre rugăciunea inimii ne-ați vorbit tare frumos și la Racla cu Maștele Sfântului Irodion. Acolo gândește-te odată în plus ce, ce anume au schimbat. Eu îi aud foarte des pe câte unii spunând ce leneși sunt călugării, că s-au retras la mănăstire că-s leneși. Să, pună, să vină să stea o zi și să facă ce fac, ascultare fac ei. Nu știu nimic despre viața duhovnicească a mănăstirilor. Imediat transformă totul într-o caterincă și într-o caricaturizare rapidă. Vor avea curaj să se uite în ochii Sfântului Nicodim? Sfântului Irodion? În ochii maicilor de la Tismana? Fie vorba între noi. În ochii Părintului Visarion, Sfântului Visarion aruncat, nu? De urgie, de obrăznicia unor oameni fără Dumnezei. Aceștia sunt prigonitorii zilelor noastre, de fapt. Nu, sunt la fel de triști ca triștii vremurilor dintotdeauna. Eu nu le pot spune prigonitori. Prigonitorii suntem inclusiv noi atunci când ne facem datoria cum se cuvine, dar e clar că secolul minciunii nu va stupa cu minciună tot adevărul. Dumnezeu se mișcă liber în răcoarea serii pe lângă câte un astfel de punct de rai, pentru că cu un astfel de copac al cunoașterii binelui absolut. Și chiar dacă jiul curge, mașinile se scurg în sus și în jos pe defileu. Chiar dacă vibrează, sper să nu deranjeze înregistrarea, chiar dacă noi stăm la oaltă împreună și povestim și despre lumea din jur, nu despre lumea din noi. E limpede că, de fapt... Aici rugăciunea... Vezi ce fragile par pietrele astea puse una pe strata? Sunt niște... Dacă scoți una, cred că ar putea să cadă toate. Asta înseamnă unitatea unui popor. Nici o piatră nu e de lepădat. Și toate pietrele, oricât ar fi ele de slabe la prima vedere, pot să ajute la desăvârșirea unei construcții de genul acesta. A fost momentul acela când am intrat pe poarta mănăstirii și ne uitam la corpul de chilii, la biserică și v-a atras atenția și v-a bucurat foarte mult să vedeți zidurile acestea. Pietrele acestea pe care... bunicilor noștri duhovnicești. Fără astfel de cuiburi de rezistență, de o parte și de alta marilor râuri din țară, încarpați și în câmpie deopotrivă, ce am fi fost astăzi? Ce s-ar fi ales de un popor cum este popor român, atât de șturlubatic încât, dacă nu e Dumnezeu, nu e nimic? Pot părea așa simple pietre, dar câtă rugăciune au ascultat ele, cât plâns, câtă așteptare, câtă impregnare foame, de câtă duh. Foame, câtă tristețe, câtă biruință și înfrângere deopotrivă. Aș face o zi a bunătății naționale, nu știu cum să spun. I-aș ruga pe politicieni, tot le mai lipsesc niște zile de sărbătoare pe acolo, să încerce să instituie o zi a bunătății naționale. Care măcar... poate fi chiar ziua Sfântului Nicolae. 6 decembrie să tăcem. Măcar să ne ținem gura, să nu mai spunem câte facem, că nu facem de fapt nimic și să ne bucurăm că moșul ăsta simpatic a existat cu adevărat. A fost extrem de pragmatic, extrem de inteligent, extrem de bun teolog și nu în ultimul rând foarte bun mărturisitor al Evangheliei lui Hristos. Din punctul meu de vedere, ăsta e lucru care trebuie să ne privească de fiecare dată la sărbătoarele Sfântului Nicolae. Mi-e teamă că la Sinod, când a reacționat la domnul Arie, nu mirosea chiar a portocale, dar nici nu se poate altfel. Da, poate că reacția lui a fost ordine în bunătate. Sigur, nu cu forța aceasta
dar să învățăm că sunt lucruri pe care trebuie să le rostim așa cum sunt ele și că nu avem obligația unei diplomații a minciunii. Biserica, prin oamenii, nu poate minți. Trebuie să-și păstreze sinceritatea și când ești atacat, mai cu seamă cu jumătăți de adevăr sau cu minciuni întregi, să-ți păstrezi echilibru, să știi ce ai de făcut. Este așa de frumos poziționată sărbătoarea asta Sfântului Nicolae în postul nașterii Domnului. Că nu-i bine că trebuie să fie o zi liberă, cu frișcă, cu înghețată, cu prăjituri. Nu, dar e un exemplu. Vremea copilăriilor adevărate, nu ăsta cu contrafaceri, ce primeam de la moș era turtă dulce, portocale și dacă era câte un stilou chinezesc, nu știu de unde făcea rost săracul, că cred că venea din China. Adică erau chestii extrem de, nu știu cum să spun, simple prin frumusețea lor. Nu poți complica, nu poți rupe pervazul casei, inspirația care cumpărezi toate orele în care n-ai stat cu copilul sau zilele întregi în care lipsi de acasă. Și moșul, el te ascultă, așa, el e om bun, dar nu trebuie rupt sacul cu nedreptatea noastră într-o ale recuperării. Aici este Sfântul Nicolae, de fapt, unii comentează că n-ar mai trebui să fie așa, că toată lumea își dă cu părerea, dar de ce n-ar fi așa? De ce l-ar deranja pe Sfântul Nicolae că îl prăznuind în săracilor? Și bogaților de putere, eu n-am văzut bogat. Toți bogații sunt săraci. Săraci, triști, amăriți, sufletește, la poate. Gurii, deci, bă, mărâiți rău. Și dacă au, mai vor. Ei n-așteaptă darul lui Hristos pe pervazul Sfântului Nicolae. Ei își construiesc pervazul. Dar nu vine moșul. Că moșul nu vine la cine are de pe afară. Dar e un exemplu foarte bun, elocvent de bunătate, de bucuria dăruirii. Cred că de asta e foarte bine că e în post acum. Bucuria de a dărui, de a face bucurie celor din jur. De fapt, toată lumea gândește la postul, la praznicul acesta ca o încălzire pentru praznicul binecuvântat al nașterii Mântuitorului Hristos. Vezi ce plin de copii, de fapt, e postul Crăciunului. Bebeluș lângă bebeluș, turtă dulce lângă turtă dulce, un rând de turtă dulce, un rând de portocale, un rând de turtă dulce, un rând de portocale. Asta e postul. Dacă știi să-l trăiești în ritmul bisericii și să te bucuri de fiecare dată, să te bucuri, să hohotești de fericirea de a fi omul lui Dumnezeu. Creștinismul nu poate fi slujit cu strâmbări de nas, cu dinții strânși, cu acritură, aia e mai încolo. Ideea e că cred că i-am furat zâmbetul Sfântului Nicolae. L-am atestat tare. I-am pus o mască și nu anti-covid. O mască așa de superficialitate. Iar el și Sfântul Spiridon. Ei se plimbă printre noi. Adică Sfântul Spiridon chiar își tocește și tot un sfânt al lunii. De ce acestea? Da. Ca și Sfântul Ambrozie. Eu am rămas foarte impresionat când am ajuns la Milano și am filmat și am văzut prima dată cum era el așezat Sfântul Ambrozie între Gervase și Protasie, sfinți din secolul V, pe care Sfântul Ambrozie i-a canonizat, le-a recunoscut sfințenia. Și cum stau acolo sfinții și așteaptă să le dai un pupic, o îmbrățișare, să stai de vorbă cu ei, sunt chiar oameni. Oameni transfigurați fără îndoială, oameni care țin de împărăția lui Dumnezeu, dar oameni. Și dacă tot ați vorbit de Sfântul Ambrozie, în aceea zi și Sfânta Filofteia. Fără îndoială. Copila de la... Cum zicea o fetiță, piticuțul făcător de minuni. Deci e atâta discreție și fragilitate. Revin cum am încheiat la Sfântul Irodion. Eu nu înțeleg pe oamenii ăștia care se leagă de noi că iubim. Că suntem impresionați de fragilitatea lumii. Că suntem onorați de a avea niște contemporani în rugăciune cu un tonus fragil și binefăcător. Nu îi înțeleg. Punct. Da. Nici măcar nu cred că mai caut să înțeleg. Cred că asta este. Trebuie să ne lase să avem libertatea de a iubi și de a-i cinsti pe sfinți. Nu înțeleg de ce există libertatea de a înjura pe o scenă și libertatea de a te ruga și de a săruta moaște. Nu. Nu i-am înțeles niciodată. Ori asta arată odată în plus că s-a stricat un mecanism. M-am întrebat foarte des și uite, să ne rugăm la Sfântul Nicolae dacă tot vrea să facă un bine poporului român, să aducă texte inteligente în muzica românească, în cultura românească, în politica românească, să dea un strop de liniște bisericii, preoților, să ne mai tempereze, să ne dea zel misionar temperat, care să nu greșească niciodată și să ne dăruiască într-un fel sau altul ceva din el. Mie îmi place Sfântul Nicolae pentru că
într-un moment de mare criză nu uită locul unde s-a născut și merge cu grâul înmulțit, nu stă doar la Mira Lichie, ci pleacă și spre comunitatea lui de la malul mării, de fapt de unde blochează grâul să plece spre Constantinopol. E darnic și nu uită. Asta e cu cel mai important la Sfântul Nicolae. Și tot acum, în aceste zile, pornim și la colindat, pentru că... Super, eu am spus de data trecută că putem după 21 noiembrie intrarea în Biserica Maicii Domnului, se poate colinda. Maica Domnului este primul colind. Este întâmpinată și îi se recunoaște această posibilitate luminoasă de a aduce lumina în lume. Ce frumos trebuie să fie să identifici cățuia în care va arde tămâia. Și cum se spune, sfeșnicul de carne și de sânge în care se va aprinde lumina lui Hristos. E peste puterea noastră să înțelegem. De belușe ăștia ai lunii decembrie. A fost o continuare a paginilor de filocalie începute la Lainici și vă mulțumim că... Eu zic că suntem în raza filocalică a Lainiciului și, să știi, cu tot respectul o spun, mi se par ruinele acestea mai demne decât multe construcții făcute în România. Părinte, vă mulțumim și să continuăm călătoria noastră prin aceste părți absolut extraordinare. Vă mulțumim! Mergem către Târgu Jiu. Mulțumim!